fraților, deci în cazul în care nu știa, s-a făcut un update imens pe DC, dragi prieteni. Pe lângă faptul că Chica s-au rezolvat foarte, foarte multe bug-uri, au băgat și o hartă nouă, se numește The Lumberyard. Și uitați aici imaginea de loading, dragilor. Băi, sunt foarte, foarte curios cum arată harta. O să fie prima dată când intru pe această hartă, da? Mamă, cum se vede aici. Deci prima impresie pe harta aceasta, băi, să ne zicăm alături de Cosmin, ZZ Alex, Alex, Upix și Tormento. Haideți să nu fim foarte tryhards, băiți, și haideți să ne bucurăm și noi de această hartă nouă. Este prima dată când intru pe ea. Și nu uitați, dacă vreți să postăm și mai multe videoclipuri cu DC Tuleanu, rupeți acolo butonul de like, băieți și fete. Hai să vedem câte persoane apreciază în continuare această serie, da? Mamă, și... Wow, unde sunt? Bro, pe... Mamă, cum arată! A mea... Băi, ce-i cu harta asta, bro? Extraterestri! What the fuck? Bine, se numește The Lumber, iar da... Bă, frate, atât de mare e? Mamă, de ce o mașină în munte, băieți? O mașină băgată în munte? Ok, o mașină... Mamă... Mi-e milă de cei care o să fie infectați acum. Vreau și așa să da. Ba nu, eu cred că e mai greu, frate, eu cred că e mai greu pentru supraviețuitor, mai ales că nu știam arta, că infectații ne văd prin gen. Stai să iau... Sensibilitatea asta... Mamă, dar putem urca și aici, bro? Hai, mă, ia uite, sânge aici în căbănuță. Frate, mare rău de tot harta. Băi, uitați-vă la tot episodul și la final să vă dați și voi o părere în legătură cu harta asta. Uitați unde trebuie să punem fuse. Băi, e mare rău harta, jur. Prima impresie, foarte, foarte mare harta, băieți. Foarte mare. Cine a luat antidot? Păi ești nebun, nu știu cine bea sânge aici, că sunt pierdut în spațiu. E, bro. Dar am zis să mai jucăm Deceit, poate vă place și să vă arăt gen harta nouă, că na. Uite-l pe Torment, a venit de partea. Torment a venit de... Lol, ne putem urca și pe mașina asta? Da, mă, bă, lol, bro, gata, cred că Torment e. Nu e, nu e. Ia, zis Alex? E băut sânge aici, e băut sânge aici, n-am băut. N-am băut, știu cum e băut. Nu văd nimic, nu văd nimic. Dacă se transformă vreunul, sunteți bolangi. Am luat fuse. Nu știu harta. Mamă, dar cât de departe trebuie să duc un fuse, de exemplu. Unul e aici sus și unul e acolo, la 50 de metri, prin munte, așa trebuie să iau. Ok. O să fie interesant să ne acomodăm cu noua harta și încă o chestie. Bravo, Alex. Acum, în momentul în care, dacă ești full party și dai start, gen casual, te pune să alegi harta. Deci ne putem selecta noi harta sau putem da random, dar mai bine selectezi harta, știi? Sânge băut în bază, în spawn. Era sânge băut în spate. A băut Cosmin. Nu, am spus. Eu cred că e Cosmin, a trecut. Am spus, chiar am spus. Eu cred că e Cosmin, acum nu știu ce să zic. Mamă, mi-era dor să urlu la ăștia, să dau rage pe jocul acesta. Ia. Continuarea, prima fază s-a dus. Mamă, ce e aici? Lui Tormento îi place, aud din glasul lui. Păi aici, frate, ca infectate bagi într-o căsuță de asta sau aici între astea. Opa, cine a tras? Nota picaroni, nota picaroni. Mamă, pe aici poți să stai ascuns să te iei la sânge din mai multe locuri, bro. Ceva și Tormento azi de mai bău sânge. Da, pe cine să punem noi? Mamă, cât... Bă, cât de mare e zona, se continuă și pe aici. Frate, harta asta e foarte, foarte mare, nu știu dacă... Uite. Am găsit scannerul. Opa, lol, am intrat în cealaltă zonă aici, ok. Bă, coaie, nu știu, frate, dar mi se pare foarte mare. Să ajung la scanner 80 de metri și ne drum drept, trebuie să iau așa. Mamă, ce aici. Ok. Trebuie să învățăm arta asta, vezi. Bă, dar totuși 80 de metri să ajung până la scanner. Vin acum. Repede. O să ne mănânci acum. Stau pe el, just with me. S-ar putea chiar să fie inocent. S-ar putea să fie just Cosmin. Aveți grijă la Pulix cu Alex. Pulix cu Alex. Am pus tracker. Eu am încredere în Alex și mă jura, adică nu mă jura. Zicea că eu am încredere în Zuz Alex. Mamă, duc ultimul fuse aici la lemne, băieți. N-am încredere în Zuz Alex. Bombă, băi, păi cred că o să ne mai jucăm Deceit o dată cu noua hartă, că e interesantă, chiar dacă e foarte, foarte mare, chiar e interesantă, zic eu. Are shotgun ăsta. S-ar putea să fie just. Și aici, lol, urcăm pe lemne aici, da, ce drept. Da, mă uit urât. Hai, tărăt. Letală, 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 nu luăm, nu luăm, nu luăm.
Bă, tu ai deja. Aveți grijă, o să înceapă să tragă, băieții. De ce ai luat cadou camera, Andrei? N-am luat cameră. Eu am luat-o, păi care a ieșit? Eram helping, să, gen, ajutam să ia cineva camera și a ieșit un prost. Păi am ieșit, dar am cameră deja, n-avea sens să iau cu o cameră. E, aia e? Lol, ce aici? Mamă, frate, mamă, e foarte întunecată. Cred că e Ubix. Ce Cosmin a venit de aici, Cosmin a venit de aici. Cred că chiar e Pulix. Da, a venit de aici și nu este blocat. Nu-i sânge bău, nu pare a fi sânge bău, nu știu, ai Caterinca arta, te orbește și lumina aici. Eu te pot să iei pe aici pe sus, Caterinca, dar durează până învățăm. Hai să stăm și noi împreună. O să se voteze la final, aveți grijă. Unde sunteți? Lol, nu s-a votat nimeni. S-ar putea să fie Pulix, păi e cu mine. Eu cred că chiar e Pulix. Eu nu. Îmi pare rău. Nu sunt eu. Am dus fuzul. E foarte prost. Bă, e o zonă sau ce? Bă, mi-a băgat în sala din sala. M-a mâncat, dați-i cameră, antidotul. Cine are antidotul? Nu știu. Moșu cred că mai are antidotul. Mulțumesc, băieți. Bă, frate, ce înseamnă puterea articului? Haide, duceți drept cu fuse-ul, nu vă bateți cu el. De ce vă bateți cu el? Bă, aveam fuse-ul. Adică nu fuse-ul, nici nu trebuie să duceți fuse-ul. Deschideți drept cu poarta. Aolo, de cine era? Ați ales cu Pulix? Bă, ce prost e ăsta care... Dar ce vrei să fac? Deschid poarta, mă! Trebuia să-l dobor și după să o deschizi. Da, e clar. Am pierdut din cauza ta. Ești prost, dacă tu te bați, mor și te ca prost. Bă, frate, de ce vă împușcați cu ăla când m-a luat pe mine și pe încă unul? Că nu mai aveau putere. Aba, nu, a băgat letala, mai aveau putere. Bă, deci ei doi aveau antidoatele? Antidoturile, antidoate, what the fuck. Eu aveam un antidot. Și de ce nu mi-ai dat antidotul? L-am dat lui Jazz Cosmic, a fost... Eram primul. Lol. Ia uite, Deb, mamă, ce endpost. Băi, mișto harta. Eu zic să băgăm iarăși, uite, avem și alte alt perk tree, gen alte perk-uri, dar n-am puncte acum. Și uite, când ai play aici pe casual, ori random, ori Asylum, Forest, Arctic Manor, Lumberyard și atât. Manor, știm harta Manor, nu? Este deja. Păi haideți să dăm iarăși Lumberyard, băieți, ne jucăm iarăși pe harta nouă, let's go, revenim. Hai că începem să ne familiarizăm așa încet încet cu această artă, dragilor. Bă, mie mi se pare drăguț, să voi ce părere aveți? Scrieți-vă în comentarii și ia ziceți, ce părere aveți? E mare, mie îmi place, e mare harta, îmi place. Mamă, lol, de ce se vă pixeli așa prost? Vrei să mai merge pe acolo cu V-ul? Sau... Nu? Mie merge. Dar ce mă, ăla era un bug? Da, am ce mers, tare e harta, uite, pot să sar pe aici. E, acum n-am mers, că cunoștem, da. Broadere, ce tare. Sau poate a mers. Opa, got the camera. Ce cred că e Cosmin? Ce cred că e Cosmin? Nu sunt eu. Oh, Alex XD a venit de aici. Da, da, am băut sânge mult băieți acolo, ca să știți. Păi nici nu știu unde sunt Bloodbag-urile. Eu sunt pierdut și nu știu unde sunt. Chiar nu știu unde sunt. Al, văd pe Pulix, sunt cu Pulix. Coi, dar cum? Al, lol, pot să... Băi, eu cream că aici e marginea hărții, dar nu este, băieți. Putem sări de ăsta, ok. Good to know, sunt cu Pulix. Eu cu Zuzu Alex și cu Zuzu Cosmin. Pulix, dacă o iei, da, te omor. Așa. Să vină prințesa. Rache, de aici a venit blonda, e și tormentul, a? Lol, te poți urca pe cutii? Broadere, bă, e tare rău, mă, jur. Mapa. Drăguț, îmi place, mi-a gustat. Salut. Da, caca harta, caca. Și pe aici putem urca sus, ca să nu urcăm jos. Cine lipsește? Bă. Pulix cu? Nu, uite-l pe Pulix. Eu uite-l pe Pulix. Puteți să verificați. Da. Let's see. Ce avem noi aici? Mamă, bă, voi ați văzut elefantul ăla cu pomul? Băi, mi se pare bine sau acum ne luăm folii de mine? Shotgun. Unde? Ah, vai, dar mulțumesc mult de tot pentru Shogun. Pulix a încercat să fure. N-am găsit niciun fuse, coaie, sunt doar eu care n-am găsit niciun fuse sau? Eu am dus un fuse, N-am găsit nicio. Eu caut, mamă, dar mă duc fix pe Andrei și nici nu vreau să merg după el. Hai de la poartă. Aici sunt la poartă cu Just Flag, mă, și Pulix.
Eu o scos ăla. Suntem toți trei infectați. Haide, hai că da. Fraților, încă o dată, cât mai multe like-uri dacă vreți să postăm și mai multe videoclipuri cu DC Tuleanu acum cu noul update. Să vedem dacă s-a mai rezolvat din bug-uri, dacă se mișcă mai bine. Ce e aici? Băieți, băieți. Alex, Alex, Alex pleacă de la inspection kit. Haideți la scanner. Hai să vinim toți. A, nu, l-am crezut că e ideea letală. Bă, dar de ce nu ai dat inspection kit-ul? Ia să văd. Bă, și-au dat inspection kit-ul, vin și eu. Nu mai știu unde să ajung. S-a dat inspecția. Și l-a dat sus Alex. Sincer pot să vă spun că nu mai știu. Nu mai știu unde sunteți. V-am găsit. Hai, dăm și noi inspection kit-ul. L-a dat pe da, 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 da. Ce? Eu n-au ce ce la ce a zis? O, zic că s-a te auzi foarte încet. Poftim? N-am auzit ce a spus. Așa, în sfârșit te auzi. Da, eu sunt băieți. Sunt Alex, confirm? Da, uite, sânge băut aici. Și? Ce treaba mea? Lipsește Zuzu Alex cu Tormento. Bravo, băieți. Eu mă plim. Bine lucrat, bine lucrat, băieți. Eu mă plim. Mamă, frate, dar te pierzi în lemnele astea, bro. Nu e nimeni aici. Nu e nimeni aici. Nu sunt eu. Sunteți dobitoși, sunt cu Mr. Upix. E Pulix, e Pulix, e Pulix, e Pulix. A avut. Tormento cu Zale. Am fugit. Tormento. Zale. E Pulix. Tormento cum s-a dat. Andrei, 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 Andrei. Andrei. Să ajută-mă cu mine. Aru, a dat cu torci, băi, să te ajut, dar n-a mers. Ai dat pe dracu. Păi când e cu spatele. Am dat. Păi tu dai cu torciul când e cu spatele la tine. Am o întrebare, cine are antidotul? Alex, ai antidotul? Da. Pulix, ai mâncat pe cineva? Nu. No. Ești prost de dai în gropi. Ai băut sânge în fața tuturor și n-ai mâncat pe nimeni. Bravo, Pulix. Hai, lol, ce e ce frate? Ce eu unde sângele pe alta asta. La mine, Pulix în peșteră, Pulix în peșteră. Păi vino la noi. Păi bă, Pulix, de ce ai băut în fața lui dacă nu mănânci pe nimeni? Pulix, ești prost! L-au votat. Deci, băieți, Pulix a băut în fața. Deci băieți, ca să le explic. Când Pulix a băut sânge în fața lui Tormento, eu m-am gândit, băi, Pulix a băut sânge, că sigur se transformă, că altfel cât de handicapat și cretin și prost să fii să bei sânge în fața unui om, dacă nu te transformă. Pulix nu s-a transformat. Doamne, cu cine mă joc, băi. Băi, și l-am mâncat și pe ăla cu antidotul, mă, bro, și mă, Pulix. Dacă aveam un coechiper capabil și nu oligofren, câștigam și arena asta. Aia. Asta este, băieți, ghinion maxim, nu-i așa? E, așa se pierde arenele. Revenim cu arena următoare. Cica au mai rezolvat din bug-uri, băieți. Până acum, gen până când să ne bagi în arena asta și în loading screen se auzea în continuu un sunet care nu trebuia să se audă, gen ăla, respirația aia greoaie, știi, gâfâitul ăla sau cum e. Se auzea și făcea în continuu așa. Bro, serios? Bine că se aude bine în joc acum. Bine că s-a oprit măcar, ca să nu fiu nevoit să dau alte 4. Doamne, e poziști, mă. Shogun. Hai că Shogun. Bă, care trage, mă? Eu am tras din greșeală. Bună, Cosmin, îmi dai și mie camera, te rog? Bro, băieți, îmi dai și mie shotgun-ul? Bună, Alex, îmi dai și mie shotgun-ul? Nu, Lotri, îl dau pentru că e foarte OP dacă ești infectat. Îl dau eu, Cosmin. Dar de ce și pentru că ăsta e Shogun? Nu. Cum dracu activez ăsta? Spuneți și mie că eu sunt prost. Care? Ăsta, zis Alex, cum, de unde l-activez? Give it to me. Doamne, bă, nu știu de unde se activează ăla, sau a fost activat? Na, Pulix, se muie, Pulix. Am găsit unde se activează. Ține ochii pe Pulix. Păi Pulix ăsta vrea să facă bug-uri. Tormento cu Alex, Tormento cu Alex. Pulix ăsta vrea să facă bug-uri. Tormento cu Alex. Era trecker, de unde l-ai activat? De aici, din spate, pe schimb. Tormento Alex. Da, bine, oricum se schimbă, da. Eu zic că e Tormento Alex. Alol, aici a spus. Bă, băieții, încă nu s-a, încă nu s-a luat antidotul, nu e nimeni Tomorix. Păi hai să-l ia măcar cineva. Să știm o chestie. Lol, aici e împădurită zona. E un generator acolo. Băieți, nu găsim. Băi, Caterinca, arta de e foarte, foarte mare, adică te pierzi 100% pe arta asta, să nu Pulix. Bă, întrebare, poți urca pe aici? S-a luat. A, cine-i domnul X? Nu știu. Tormento-i domnul X. Tormento, ești domnul X cumva? Vino să te protejezi. Ale,
Ai băut sânge? What? Am început să-mi pus. Sunt cu Cosmin și Tormento. Zăzalex fuge de mine, Zăzalex fuge de mine și mi-a să iară sângele și fuge. E noapte, doborâți-l, că e noapte oricum. Ai coborât de acolo sus, gen, și îți ținga jos la sânge, băut. El de ce nu-l doborâți, coi? Ia, păi de ce să mă dobare, pentru că... Păi zic că... pentru ce? Am dus ultimul fuse, 3, 2, 1, ultimul fuse. Ba nu-i ultimul fuse, scoaie ce căcat, dar nu mi-arată nimic. Bă, lule. Hai de aici ieșirea. Alex a stat cu mine și cu Pulix și cu Tormento. Nu mai e Tormento. Alex, unde fugi? Dar mă văd în ieșirea, coaie, vedeam pe sus, pe munte ieșirea. Da? Coaie, mi-a arătat pe munte ieșirea. Alex, ești foarte bun. Veniți aici să luați antidot. Nu, sunteți voi doar proști, atâta tot. Veniți să luați antidot. Ierd aici. De ce nu le iei tu? Pentru că nu sunt infectat. Acum că am încredere în el. Uite, ia-l. De unde? Băi, dacă era infectat, te lua 100%. Alex? Unde e Alex? Unde e Alex? Avem te aici. Ia să vedem ce face Alexandru. O să te duci, era sânge, bă, n-a zis, am zis că poate infectat, dacă era sânge de unevă, vine inteligent. Puteți să mă eu cred că sunt amândoi inocenți și proști grămadă. Posibil. Cu copile. Eu n-am zis să copile, dacă tu vezi un bloodbag, bă, LOL, poți să apăi. Camera aia cu sângele. Se tăcu să și tare. Păi nu, bă, proste, nu ți-am arătat pentru că... Unde-i Tormento? Tormento ai antidotul, Zida sau nu, urgent? Da, am. Și de ce stai acolo singur? Am găsit scannerul, veniți să-l luați. Hai la scanner, hai la scanner. Ia, hai, hai la scanner. Repede. 9 secunde. Hai, dă-l. Dă-l încoa, dă-l. Bă, sânge, stai. M-a dat jos, a trecut unul, a trebuit să transformăm o mână. Tormento. M-a mâncat Tormento. Ah, ce păcat, băieți, nu-i așa? În sfârșit câștigăm și noi arena Tormento. Tormento, să le dăm antidotul? Nu, nu cred că ar fi de... Alex, de ce ești dobitoc și nu e antidotul? Păi, să vedeți... Și îl dai fix lui Andrei. Mame, ești prost, rog, copile. Băi, ești foarte prost, copile. Mă bat cu ei, corul la corp. Ia vrea să ducă pe ăla. M-am bătut cu Igorul la corp. Fix la fuse l-am dobărât. Hai că vin jos, te ajut la fuse, dar îmi trebuie un fuse să văd unde să fiu. Sunt două fuse-uri acei. Unde l-am dobărât eu pe ăla. Eu v-am spus că sunteți amândoi inocenți. Mi s-a bugat pick-up-ul fuse, gata, l-am deblocat. E foarte prost, copilul ăsta, e foarte prost. Iar l-am dobărât. Bravo, hai, de lume idei. Să-și pula, Alex. Cine a jurat așa? Bani, copile. M-a doborât. Alex, cred că o să ducă ăla. Nu, ne luăm aici, nu duce nimeni aici. Ba da. Nu-l duce la ultimul, pe ultimul nu-l duce. Am pierdut arena. E acolo. Că mai ia și am lantena pe ea. Tot să campez, da. Eze, bro, a dat alte 4 sau ce-a făcut? Băi, fraților, cam ăsta a fost episodul, oameni buni. Eu sper că v-a plăcut. Dacă vreți să postați și mai multe videoclipuri cu DC, acum că tot s-a făcut update-ul ăsta și ne mișcăm pe harta asta nouă, Lumberyard, dați acolo cât mai multe like-uri și ne revedem data viitoare. A fost Andrei, v-am pupat, bye bye.